Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod. De data aceasta filmăm pe alt server care se numește OG Times, bă, frățiorilor, bă. Nu ne apucăm de OG Times, serios, ca pe Bugget, vă dați seama, pentru că tot o să filmăm episoade pe Bugget, dar o să facem unele episoade pe OG Times, unele pe Bugget, depinde, bă, fraților. Sper că o să vă placă, cum ar veni noul server pe care o să jucăm. Nu o să jucăm tot timpul pe el, o să jucăm câteva episoade. Pentru că deja pe nu mai bagă, e deja plictisitor. Vreau să încerc și altceva. Bă, ne-a dat 100k, bă, să le stați, ne-a dat 500k în bancă. Foarte, foarte, foarte bine, mă. Hai să mergem acum să luăm permisul de conducere. Pentru că, practic, acum am făcut contul. 0,0 ore jucate, respect cu 0 din 4. Suntem pe 0 cu totul. Și da, mă, frate, o să diversific seria de Sam. Episoadele vor rămâne aceleași, adică asta e episodul 28 sau 29, habar n-am. Vă dați seama că episoadele vor rămâne aceleași, dar ce se va schimba este serverul, câteodată. Adică, de exemplu, o să fac episoade și pe Bizon. Bine, pe Bizon am și mașină, am și rent la o casă, am level 10, deci acolo nu sunt chiar începător. Aici, da, sunt începător. Adică sunt începător pe serverul ăsta, dar vă dați seama că știu să joc. Asta. Dați seama că știu să joc fucking RPG, nu? Am experiență, băieții. Să slash de lu. Hai că n-am pus și mașina. Da. Trebuie să luăm licența de driving. Iar după aceea mergem și muncim la jobul de farmer, pentru că vreau să văd dacă e la fel ca pe Bugged. Adică să fie gen... Oh my goodness. Ce dureros. Da. Să văd dacă e la fel ca pe Bugged, adică... Gen, nu știu cum să vă explic. Sistemul, adică tot atâția bani primești, primești mai puțin, primești mai mult, habar nu. Da, ce că aștept el oferte de la bogăta și ești nebun. Oh. Du-ți și repede să ia permisul. Pe Bugged trebuie să-și primești 10 pointuri. Așa, acum deci licența de condus pentru 100 de ore. Perfect, am la licența de condus pentru 100 de ore. Acum, mă las să fac acum, să altru un pic, am ceva între dinți. Iese să mergem, slash jobs, fermor. Să ai pus lui cap. M-au știa NDG o chestie. Eram nimic, sărac. Altcam, eva între dinți și mă buzie. Acum, eu sunt curios de chestia asta cu parcarea. Nope, nu e nimic aici. Ori nu se spawnează, ori nu... Pur și simplu nu os. Aici. Okay. A, uite o mașină pe stradă, dar cred că e al tipului aluia, deci... hello! Asta știu că se spawnează aici, așa că nu cred că e nimănui. Really? Asta e a cuiva? Like, glumești? Nu-mi spune că asta e a lui, că eu... Dau, bă, asta e a lui, ești nebun. Păi vreau și o mașină, busulică. Și dau service taxi, oare? Să zic oare, să dau service taxi, să-i zic să mă duc pe la fermă? Sau să mă duc eu pe jos? Stați, slash service taxi. Am sunat după un taxi, plizuit așa. Hai că mi-au acceptat și zice să mă duc pe la fermă și pe mine. A, uite-l, uite-l. A, dar nu mi-au acceptat, da, mă. 115 kk, având Sanchez, 8 kk negociare, cumpără mașină. Bă, știau ceva bani mă pe asta. Dar hai, vine și după mine. Uite-l, mă. La fermă, please. Pentru a seta o destinație. Ce șmecher. Și el acum vede ce arată aia ce cum vreau să văd să nu se tăie pe drum bun. 1500 deja. Mi-a luat 2000. Și marung. Ok. Această mașină poate... Nu știu ce. Ok. No, aici e diferit. Nu e aici? Nope, e aici. Slash get job. Jobul tău este acum farmer. Și hai să vedem cum se câștige din acest farmer.
mergi cu tractorul 2 minute pentru a fi plătit. Bă, e exact același lucru, adică tot 2 minute, exact același lucru ca pe Bagged, numai că nu știu cum se plătește acest job pe... Nu știu, dacă îmi place serverul ăsta o să mai joc, dacă nu îmi place, mă piș pe el. Black. Piși. Așa că da, hai să vedem. Eu sper să-mi placă. Nu știu, sper să-mi placă serverul. Poate, nu știu, nu cred că printr-o minune aș putea să mă apuc serios și de asta și de ălalt. Adică să joc două ore, adică două ore pe asta, două ore pe ăla. Bă, minimum, pentru că nu știu, pentru că Bagged-ul deja sunt într-un clan, am mașina, am casă, am bani, deci practic de asta m-am apucat acum, nu știu, s-ar putea să nu, s-ar putea să da, asta nu se știe. Pur și simplu o să vină de la sine, nu știu, care o să-mi placă mai mult de la o să mă apuc. Poate de ăsta, uite, 339 de prim, mare ceva player la ora 12 aproape, dar Bagged-ul are acum 600, deci e dublu cu ăsta. Bă, nu contează, tot frumos este amândouă. RPG-s amândouă, acum o să vedem care e mai frumos în faza de scripting, adică, da, să vedem care e mai frumos. Acum, sincer, tabul ăla îmi place mai mult, de la Bagged. Adică acum scrie work 44-43, așa, to get your reward. Da. Acum nu știu ce să zic, poate fi mai mic ăsta, poate la banal, dar ăla ți apare acolo frumos cu roșu într-un tab, de la aici ți apare așa aruncat pe ecran aiurea. Nu știu, nu contează tot una o să fie, bă, aici, adică, orice times, așa, nu știu, slash update, a, deci că la mine slash update, dar scria daily quest, ai slash get gift, nu e, what, n-are gift, slash quest, vin de 5 pești, șefuiește o afacere, nea, nu vreau, am chef de wanted. Bă, oricum, sper să vă placă această serie de Audio Times în plus, nu știu dacă o să fiți neapărat tot timpul pe Audio Times, poate dată la o săptămână, poate dată la 2-3 zile, asta rămâne de văzut. SMS ai primit pentru munca depusă de tine pe câmp. What? Primesc așa pur și simplu, nu trebuie să mă duc niciunde? Stai să mai încerc o dată. SMS Florica Tractorista, ai primit 60751. Pentru munca depusă de tine pe câmp. Pur și simplu așa? Adică, ciudat rău. Așa pot să mă urc pe aici cu tractorul și câștig banii aiurea? Ok, poate o să fac și OG Times, pentru că ți-ai primit și pentru munca depusă de tine pe câmp. 60.000, adică. Cei care sunt să fac... Și afacerile cu bani reali sunt interzise, cei ce-s prinși să încercă afaceri cu bani reali. Faza e că mulți nu sunt prinși. Deci, asta este problema. Da. Foarte easy. Te fac banii, asta e foarte șmecher, pentru că mie îmi plac easy money, easy life. Easy money, easy life. Da, asta mie îmi plac easy money, easy life. Acolo pe Bagged trebuie să te duci la... Da, la dracu, un praznic, trebuie să ai, ai ce mai frumos. Dar oricum, Bagged-ul e baza aici, pentru că... Bana mea, v-am zis, clan, chestii, dacă aș avea acum un clan pe ăsta, și să am și mașină și merit cu 1,8 km, aș apuca de ăsta imediat. Dar nu știu, deocamdată nu știu, o să vedem. Dacă încă o dată mai am dat, înseamnă că banii chiar așa se fac și înseamnă că e foarte easy de făcut. Și înseamnă că un giveaway pe OG Times ar putea să vină imediat, pentru că știți că eu am fost ca disperatul și o să intru imediat și pe Bizon, pe Bagged, pardon, să-mi dau slip-ul, pentru că acum sunt pe Bagged, numai că sunt pur și simplu Africa. O să intru imediat să... Da, pana mea. Ok. Ia 11 secunde to get your reward. Mergem acolo la fermă și... Du-te, un check mai fost, du-te la magazinul de fermă. Aaa, uite mă, mane, că nu mai e chiar așa, busulică. Slash service, taxi, nea, am crezut că îți da așa pur și simplu, știți? Dar nu e chiar așa. Hai să vedem, să ne accesi mie careva. Ok, acceptat. O să-i pun checkpoint-ul pe mapă.
O zilpă la cu tirul pe șantier. Nu știu, pe câmp, pana mea. Hai, vine careva? Vine taxiul după mine? Sau nu? Dobro... Uite la acolo cu taxiul, cred că ăla e cu taxiul, zici tu, bă. Sau ce acolo? Nu știu, aia vine taxiul după mine? Au, 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 au! Uite-l pe băiatul ăla, cum se mișcă pe acolo. Hai, mai mi-a acceptat și nu mai vii? Ce dracu? Un jucător la mine cu un motor câștigă 5 caca. Sunt interesant. Hai, slash cancel taxi. Hai, marge aici. Slash cancel. Ah, a venit. Salut. O să-i pun și ce comitea să vreau să-mi pun checkpoint-ul. Fuck. Hai să vedem. Mergi cu viteza, mergi cu viteza. Aici mă mai șmecher, sincer. Pentru chestia asta, pentru că poți să pui checkpoint și el poate să vadă unde să-l duci și acum nu știu cât de avantajoasă chestia asta. Ok, fraților, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Bye, bye!